Biserica Ortodoxă a intrat astăzi în postul Sfintelor Paști sau postul Mare. În primele patru zile ale acestei săptămâni, în toate bisericile, se săvârșește Pavecernița Mare, în cadrul căreia se citește Canonul cel Mare al Sfântului Andrei Criteanul. La Catedrala Patriarhală, slujba din prima zi a postului Mare a fost săvârșită și în acest an de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Canonul cel Mare sau Canonul Sfântului Andrei Criteanul este un lung imn liturgic alcătuit din 9 cântări bogate, compuse la rândul lor din stihiri scurte, de pocăință, ritmate de invocația Miluiește-mă, Dumnezeule, miluiește-mă. Această cerere amintește de rugăciunea vameșului și a fariseului din prima duminică a perioadei triodului. Acest canon prezintă istoria mântuirii neamului omenesc, de la căderea în păcat a protopărinților Adam și Eva și până la pătimirile și învierea Domnului. La finalul Pavecerniței Mari, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de învățătură despre postul Sfintelor Paști, spunând că acesta este o perioadă a pocăinței care luminează viața noastră. Postul Sfintelor Paști este luminător al botezului și al vieții creștine. El ne aduce în față icoana cea luminoasă a botezului sau haina luminoasă pe care am primit-o de la botez, dar pe care noi adesea o pătăm prin păcate și o trebuie curățită prin botezul lacrimilor, prin pocăință. Deci în această perioadă noi retrăim vocația, programul botezului de unire cu Hristos după ce ne lepădăm de satana și de toate lucrurile lui. Când ne spovedim, ne lepădăm de faptele, gândurile și cuvintele noastre rele și ne unim cu Hristos prin Sfânta Împărtășanie. De aceea, în această perioadă, Apostolului Mare, noi ne spovedim mai des și ne împărtășim mai des, ca să înțelegem că fără această pocăință și întoarcere la Dumnezeu, nu putem crește spiritual sau duhovnicește potrivit programului duhovnicesc de lepădare de satana, adică de păcat și de tot ce este neplăcut lui Dumnezeu și de unire cu Hristos și de creștere în viețuirea sfântă, bineplăcută lui Dumnezeu. Patriarhul României a mai spus că postul Sfintelor Paști are în centrul lui, ca și botezul creștin, pe Mântuitorul Hristos, cel răstignit și înviat. Prin botez noi murim împreună cu Hristos, murim față de păcat și înviem împreună cu Hristos, adică înviem la o viață nouă, la o viață sfântă. Deci postul Sfintelor Paști, spre deosebire de postul din Vechiul Testament, nu face referire la evenimente din Vechiul Testament, ci face referire la izbăvirea pe care ne-a adus-o Hristos, izbăvirea de păcat, de diavolul și de moarte și de iad. Deci Hristos este centrul postului creștin. De aceea, Sfântul Apostol Pavel spune, Hristos, Paștele nostru s-a jertfit pentru noi. Deci când ne pregătim pentru Sfintele Paști, avem tot timpul gândul la Hristos răstignit, biruitorul păcatului, al iadului și al morții, și la Hristos cel înviat. Preafericirea sa a vorbit și despre principalul motiv pentru care postim. Postul în Ortodoxie este un post al bucuriei. El este o jertfă, o ofrandă de sine,
liber acceptate, ca semn de iubire pentru Hristos. Postim pentru că iubim pe Hristos, care a postit 40 de zile în pustia carantanei, a respins ispitele lăcomiei, ale stăpânirii asupra lumii materiale și ale slavei deșarte sau a autoafirmării egoiste. Deci noi ne deosebim de toate religiile prin faptul că în centrul postului nostru este Hristos cel răstignit și înviat. Iar în mijlocul postului este duminica a treia din post, duminica Sfintei Cruci, ca un semn de îmbărbătare spre a continua lupta în urcușul spre înviere. În societatea secularizată a slăbit mult conștiința păcatului, a mai spus patriarhul bisericii noastre, subliniind importanța pocăinței. În această perioadă, apostolului, biserica ne învață că ușile pocăinței sunt ușile împărăției cerurilor deschise în inimile noastre, nu în exteriorul nostru. Împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru, prin Harul Dumnezeu. Ușile pocăinței sunt ușile împărăției celor deschise în inimile noastre, dacă noi ne întoarcem la Dumnezeu și în cugetul nostru și în inima noastră pomenim des numele lui Iisus Hristos, zicând, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătos. Aceasta e rugăciunea inimii sau rugăciunea minții. O rugăciune scurtă, dar aducătoare de har, de lumină și de bucurie. Pocăința este un program pentru toată viața. Sfântul Antonie cel Mare, către sfârșitul vieții, a fost întrebat ce ai face dacă ai trăi mai mult? Și el a spus, aș învăța să mă pocăiesc mai bine. Deci, pocăința nu este un motiv de laudă, să ne lăudăm că noi suntem pocăiți, nu ca alții nepocăiți. Judecând pe alții, noi pierdem sensul și folosul pocăinței noastre. Acum, în societatea secularizată, a slăbit mult conștiința păcatului și de aceea a slăbit și practica pocăinței. Dar unde nu mai este pocăință, nu mai este nici dor de sfințenie. Când smerenia este înlocuită cu autosuficiența, cu lauda de sine, cu supraevaluarea de sine, cu justificarea răului, atunci omul ajunge la insensibilitate duhovnicească, la ieșirea din fire și la iresponsabilitate. Canonul Sfântului Andrei Criteanul se citește în patru părți, în primele patru zile din întâia săptămână a postului mare și integral în joia din săptămâna a cincea.